Nu știu câți dintre noi au avut privilegiul să știe ce drum vor în viață încă de pe la vârsta de 3 ani și un pic. Însă invitata noastră de astăzi face parte din această categorie specială. Avea să fie gimnastă, avea să câștige medalii de aur, însă n-avea să fie un drum ușor. Despre toate acestea ne va spune chiar ea, Sabina Cojocar, invitata noastră, care în anul 2000 a fost campioană europeană absolută de junioare la Paris și apoi a câștigat medalia europeană de aur pe echipe la Ghent în 2001. Nu știu dacă atunci când ai hotărât, Sabina, să fii gimnastă, ai și avut în minte că vei câștiga aur. Atunci, pe la 4 ani, 3 ani și ceva. 3 ani și 11 luni, mai exact, am intrat în sala de gimnastică și a fost dragoste la prima vedere, dacă se pentru poate care spune... mulți te putem invidia, că la vârsta aceea la care... Există, deci, dragoste la prima vedere. Mi-a plăcut foarte mult din prima clipă când am intrat în sală. Pentru mine era locul de joacă la început. Clar nu puteam să-mi fac astfel de vise la 4 ani că voi câștiga sau nu, pentru nu m-a motivat pe mine lucrul acesta. Pur și simplu pentru că ți-a plăcut? Da, da. Mult ți-a plăcut. Învățam lucruri noi, tot ceea ce mă făcea să-mi depășesc limitele era ceva atractiv pentru mine. Acum deja știm din diverse înregistrări sau interviuri că atunci când mama ta te-a dus la gimnastică și pe drum te-a întrebat dacă ce o să faci dacă vei fi considerată prea tânără, prea mică pentru a fi selectată și atunci pe drum ai procesat chestia asta și când ai fost întrebată câți ani ai, ai mințit. Da, prima mințiune de care mi-aduc aminte. Și nici n-ai renunțat la minciună. Când mama ta a zis, spune adevărul, câți ani ai, ai insistat că ai 5, ca să-ți asiguri Vroiam locul. Cu orice preț să fac gimnastică, da. Dar cum e dragoste la prima vedere? Ce ți-a putut plăcea să faci efort? Prima dată n-am simțit ca pe un efort, a fost deci asta înseamnă dragoste. Da. Să vezi și să simți altfel lucrurile. Să le simți foarte ceilalți. Natural, probabil, nu știu. Da. Și mai târziu ți-ai dat seama ce norocoasă ai fost că ai știut de mică ce vrei? Nu știu dacă am știut ce vreau, cred că au știut alții. Probabil, pentru că eu am fost luată de mânuță și dus acolo, deci a fost așa. Și au văzut cum te miști ca peștele în apă. S-a potrivit puzzle-ul, ca să zic. Plăcut. Nu știu, mi-a plăcut, punct. Bun, dar după ce ți-a plăcut și a început treaba serioasă, adică muncă zilnică, de unde ai avut resurse să nu renunți? Pentru că erai... Așa cum e orice copil când începe, adică orice gimnast când începe, un copil. Cum ai reușit să nu renunți? Sau ai avut momente în care te-ai gândit că e prea greu și mai vrei și altceva? Sigur. Orice sportiv. Deci ești om. Da, sigur. Și încă am avut destul de multe. Nu la vârste micuțe, nu prea mi-amintesc. Însă după ce am ajuns la lot, după ce am fost selecționată în lotul olimpic și antrenamentele erau foarte concentrate. Ce înseamnă asta? Câte ore? Intensitate mare, număr mare de ore? Antrenamente, de ore, de repetări, de să le faci până iasă perfect și... Dar ți rămânea timp să faci și altceva într-o zi? Să ieși la plimbare sau să mergi la un film? Sau... Nu. Deși chiar dacă ne-ar fi rămas timp, nu cred că mai eram noi în stare. Deci tot ceea ce vreau e să ne odihnim. Eram foarte axate pe antrenament, odihnă, recuperare. Antrenament, odihnă, recuperare. Cam asta era un ciclu viața. Care se... Da, tot repeta și... Mâncare? Ce mâncați? Da. Presupun că erau restricții. Mâncam mâncare bună. Doar că... La gust sau sănătoasă? Și, da. Ciocolată? Din când în când. Aveați voie din când în când? Da, sigur, mai primeam. Dar pentru noi, și ca și copii, așa simțeam că niciodată nu e suficient. Clar. Dar acum înțeleg lucrurile astea, pentru că când crești, organismul se modifică. Și în gimnastica de performanță fiecare gram se simte în antrenament și cum corpul se modifică
frecvent. Toată tehnica elementelor se modifică dacă nu ai aceeași greutate și... Da, deci totul se dă peste cap de la o chestie mică. Da, e ca și când ar trebui să, nu să înveți tot elementul, dar să te înveți în fiecare zi cu un alt, cu altă tehnică, dacă tu continui să te tot îngrași sau... Da, asta e. Și na, perfecțiunea e atunci când exersezi în aceleași condiții, adică nu în aceleași condiții, condiții puțin schimbate, dar apropiate de cele de concurs, în greutate optimă și... Perfecțiune. Ai spus un cuvânt mare. Nu te speria cuvântul ăsta în anii în care trebuia să atingi perfecțiunea? Trebuia, dar niciodată n-am reușit. Nu cred că există așa ceva, cuvântul perfect. Pentru că... Și atunci o medalie de aur ce reprezintă? Există un este un rezultat. Este ceva ce ai obținut, dar întotdeauna e loc de mai bine. Și asta cred că ne-a fost dovedit în istoria umană, că de fiecare dată, de exemplu, și recordurile vine cineva și depășește recordul anterior. Sau, da, astea. Apropo de cursa asta permanentă, competiția asta, vine cineva și îți bate recordul. Cum te simțeai așa, într-o permanentă competiție acerbă, așa, nu te poți liniști, nu te poți scoate din priză niciodată? Am învățat la un moment dat că e mult mai ușor să ajungi în top, dar e mai greu să te menții acolo. Pentru că încep și așteptările, munca este asiduă, sunt alții care speră să vină să te întreacă și atunci clar că tot timpul trebuie să continui să te antrenezi să fii mai bun ca ultima dată. Și atunci tensiunea asta psihică o rezolvi muncind? Da. Asta e singura... soluție? Care e alta? Da, da. Deci doar așa, tinzând spre ideal, practic. Și cum ai spus că au fost momente în care ai vrut să renunți? Că doar ai fost și tu copil, adolescent, da. Și munca grea. Cum ai stat agățată de visul ăsta? Ce te-a ținut? Într-un fel aș putea spune că m-au forțat alții, dar... Păi contează cei din jur, pentru că atunci când tu vrei să renunți, fiindcă nu mai ai resurse și nici n-ai pe nimeni în jur să te ridice... Uneori e bine că sunt persoane mature care te cunosc mai bine pe tine decât te cunoști tu însuți și atunci... Cine a fost în jurul tău așa? Un exemplu. Părinții au fost cei care m-au încurajat și m-au susținut. Ei sunt primii care au făcut lucrul ăsta. Mama ți-a amintit? Vezi că ai spus că ai 5 ani în loc de 3. Nu, dar mereu mi-a adus aminte că la un moment dat când a trebuit să încep și școala, mi-a dat de ales. A spus, Sabina, începi școala, educația este importantă, nu să ai timp și de una și de alta, ce facem? Și ai ales? Am crezut că se termină lumea când am auzit acea întrebare. Am spus, noi nu mai putem să te ducem, e greu să tot plecăm de la lucru. Și am spus, eu îmi pun cheia la gât, mă duc singur la gimnastică, le aleg pe amândouă că... Na, și mama văzându-mă foarte precisă pe ce vreau, m-a susținut. Și ea, în decursul anilor, când am văzut că mai am momente de vreau să renunț, mi-aducea aminte de lucrul ăsta. Asta e visul tău, asta vrei să faci, hai că poți, odinește-te, nu știu, a găsea ea cuvintele. Și au fost și antrenorii, sigur. Deci pe partea cealaltă și antrenorii sunt cei care... Țin frâiele. Da, și e foarte bine, e normal. Mai ales acum că ești antrenor, sigur că am avut de învățat, lucrurile. Da. Și le vezi acum în lumina asta. Da, este foarte ciudat cum le văd acum, cum înțeleg anumite acțiuni fiind din postura de antrenor, care pe vremea când eram sportiv nu înțelegeam de ce acționează așa. Și reușești să îmbini lucrurile astea în așa fel încât să-i ajuți pe cei pe care îi antrenezi. Eu sper. Amintindu-ți că ai fost în papucii lor. Eu sper. Acum trebuie să se lase și ei ajutați. Știți că asta depinde foarte mulți factori. Dacă părintele nu este suportiv, mie mi-e foarte greu să... Pentru că cea mai mare încredere a unui copil este la părinți, acolo. Adică să sperăm că așa e normal. Așa e normal. Să sperăm că așa se întâmplă. Dar
în cazul în care am întâlnit eu, copilul se uită prima dată la ce spune părintele. Și de fapt și tu la mamă ți-ai găsit sprijinul. Da, da, foarte mult la părinți. Și mama este o voce care a rămas așa. Al cărei ecou nu se stinge. Da, da. Și când a venit cel mai greu moment dintre toate, momentul când a trebuit să renunți din cauza unor probleme medicale. Da. Unde ai mai căutat ajutor? Ce ai făcut? Atunci te-ai gândit că poate Dumnezeu te poate ajuta și poate face pentru tine să dispară problemele medicale și să poți continua ca gimnastă? Atunci, în perioada respectivă, aveam un conflict așa în mine. Pe de parte, vroiam să renunț la gimnastică, că mă simțeam obosită. Nu știu, aveam o presiune prea mare, chiar la momentul în care a trebuit făcut alegerea. Dar apoi, după două luni intense de odihnă, a început să-mi fie dor de sportul ăsta și am mai încercat eu să fac, dar organismul meu nu mai răspundea cum vroiam eu. Și multă vreme de atunci am tânjit după gimnastică. Adică îmi doream foarte mult să pot să fac lucrul ăsta și nu mai puteam. Trăiam mereu într-un conflict așa și gândul meu nu era să-L învinuiesc pe Dumnezeu. Sau să-L rogi, să-ți dea resursele fizice. Eu cred că m-am conformat că problema care o am este acolo și așa va fi. Nu m-am gândit niciodată, Doamne, eu am problema asta ca să pot să fac gimnastică. Și atunci cum te-ai apropiat de El? Pentru mine a fost un alt factor care m-a făcut să mă gândesc mai mult la Dumnezeu. După ce am renunțat la gimnastică, a trebuit să mă întorc înapoi în orașul de unde provin, în Sibiu, și să mă reintegrez ca un copil, ca un adolescent în societate. Am mers la liceu, mergeam acasă, iar la liceu, iar acasă. Pentru mine asta era un lucru foarte, foarte nou și foarte diferit față de ceea ce eram eu obișnuită. Viața în lotul de gimnastică. Da, unde totul... Erați numai voi. Da, chiar și școala era între noi, acolo făceam totul. Veneau profesorii la noi. Acum, eu mergeam la școală, trebuia să cunosc colegii, nu prea știam cum să mă relaționez, pentru că... Tot ce știam era gimnastică și performanță până atunci. Aveai liber la ciocolată, aveai liber la colegi, la da, timp liber. Da, prea mult timp liber, cred că asta era problema. Și te-ai simțit așa ciudat? Foarte ciudat. Deci chiar nu mi-am găsit locul pentru o foarte, foarte mare perioadă de timp. În mine era conflictul ăsta, ceea ce... Nu înțelegeam identitatea mea acum, nu mai știam cine sunt fără gimnastică. Că tu fusese gimnastă. Da. Și acum ce erai? Da. Acum eram doar un elev. Ceea ce pentru mine era importantă, școala este importantă, doar că nu era suficient. Și era o schimbare oricum majoră, clar. Da, da. În căutarea asta a mea, pe care am făcut-o în decursul a câțiva ani, de când m-am lăsat și până mi-am dat seama de fapt de ce tânjește sufletul meu, a fost așa, am căutat în toate locurile, dar n-am găsit să simt, asta e ce caut, asta-i. Am crezut că le găsesc în lucruri, am crezut că, cine știe, în relații că, da, acum chiar legai relații cu colegi. Da, exact, da. Dar nu, deci... Să te simți acasă. Da. Cu timpul, fratele meu, mama mea mergeau la biserică, se rugau pentru mine, nu știam. Dar că nu știam că se roagă pentru mine, în mod special, știam că merg. Da, da, a fost o vreme când mama ta nu mergea la biserică și chiar ea a fost cea care, din cauza căreia n-a mers nici tata și... Da, Domnul lucră în feluri în care nu ne așteptăm, știu. Se rugau pentru mine și eu la un moment dat am simțit că vreau să... cunosc mai mult. Am vrut să merg la biserică, să cunosc, nu știu, a fost ca un fel de sete. Și în momentul în care am mers și am auzit cuvântul, din nou, n-ar fi fost prima dată, doar că de data asta simțeam dorința de cunoaștere. Prima dată a fost când? Ca și copil.
am auzit de Dumnezeu de la bunicul. În primul rând, el ne-a învățat să ne rugăm, ne-a învățat cântări creștine. Apoi am continuat rugăciunea cu tata, mergeam foarte, foarte răruț la biserică, pentru că... Nu-i plăcea mamei. În perioada aceea nu-i plăcea mamei, da. Însă sămânța a fost pusă și ea a dat, sămânța cuvântului a dat rod la peste timpul ani, potrivit ani. De Dumnezeu. A folosit conjunctura în care eram, la ora respectivă, să mă atragă înspre el. Și așa, mergând la biserică, am început să îmi dau seama că, treptat, că asta e ce caută sufletul meu și că cu timp mi-am găsit identitatea. Nu te-ai gândit scopul... să-L rogi pe Dumnezeu să, nu știu, poate nu să te întorci la gimnastică neapărat, dar să facă să dispară problemele de sănătate. Total. Sigur că mă rog pentru sănătatea mea. Doar că chiar dacă mi-ar fi luat problema de sănătate, pentru mine era prea târziu să mai practic gimnastica de performanță. Și întotdeauna gimnastica va rămâne în sufletul meu, nu știu, un lucru așa foarte, păi, foarte face drag parte și, din identitatea exact, ta. Face parte din mine. Doar că nu-i mai ia locul lui Dumnezeu acum. Acum e Dumnezeu ține în control lucrul ăsta. Dar cu ce te-a cucerit? Că s-au schimbat așa locurile? Cred că orice om are nevoie să aibă o siguranță, să aibă o identitate, să aibă un scop în viață. Și nu știu să spun, deci nu pot să spun în cuvinte ce simt în interiorul meu. Asta e foarte, foarte greu, dar încerc să găsesc cuvintele potrivite. Am pentru ce să trăiesc acum. Dacă până atunci am trăit pentru gimnastică și la un moment dat acel lucru mi-a fost luat din fața ochilor, nu mai știam pentru ce trăiesc, care e scopul meu, utilitatea mea. Da? Că... Nu ar fi fost de ajuns să fii un instructor cu renume? Un antrenor? Pentru că orice gimnast la un moment dat renunță la gimnastică, așa e firea lucrurilor, apoi probabil devine antrenor. Nu era un sens suficient? Nu tânjesc după lucrul ăsta în mod special. Sigur că uneori mă ia pe mine elanul și pentru că sunt o fire competitivă, îmi doresc să fac performanță în continuare. Doar că constant îmi amintesc că scopul meu este și de educator. Acum, nu doar în ceea ce ține de gimnastică, dar sper să fiu un exemplu bun pentru copiii care le predau și din punct de vedere creștinesc. Și cât îmi dă Dumnezeu ocazia și oportunitatea să le vorbesc și lor despre Dumnezeu. Și felul în care probabil te relaționezi la ei, relațiile pe care le aveți, pot să îi facă să simtă ceea ce nu poți să pui în cuvinte. Pentru că ai spus că nu totul poate fi pus în cuvinte, nu poți să dai totul din interior. Eu sper, mă străduiesc să fiu un antrenor bun. Și Dumnezeu a luat locul numărul 1. În toate lucrurile, El trebuie să fie numărul 1. El e Cel care îmi dă echilibru în tot ceea ce... Deci îți dă chiar dacă nu ceea ce te-ai fi gândit, sau, mă rog, problemele de sănătate, dar îți dă lucruri... Cu timpul am învățat că uneori noi avem un plan în capul nostru și ne gândim că așa vrem să fie. Și că așa ar fi bine. Și că așa ar fi bine, da. Doar că Dumnezeu m-a trecut prin anumite experiențe și mi-a arătat, uite, așa e mai bine. Și într-adevăr am învățat prin experiențele acestea că chiar dacă nu înțeleg acum dacă am o problemă, de ce se întâmplă așa, El la momentul potrivit va arăta și va fi bine. Și cum ai câștigat încrederea asta în El? Că are El dreptate și știe mai bine decât îți poți imagina. Doar în timp. În timp și în experiențele prin care le-am avut cu Dumnezeu. Deci nu a fost ceva că am citit neapărat în Biblie, că citesc și acolo îmi spune
că nu, aveți credință, aveți încredere, dar pentru mine, pe mine m-a convins cu experiențele din viața mea, în timp, în timp. Ne dai un exemplu? Știu că, uite, faptul că mama ta, care atunci când tu erai mică nu voia să mergeți la biserică, mama ta a devenit credincioasă chiar înainte să devii tu. Da, deci ceea ce este, întorsătură asta de este lucruri. Asta este un exemplu, da, da. La deci, care nici tu nu te-ai fi gândit, nu? Nu, nu, nu m-am gândit. Nu, sunt multe experiențe și sunt unele care în momentul de față nu înțeleg de ce acționează lucrurile cum sunt acum, dar cred că Domnul mi le va descoperi la un moment dat și chiar dacă nu înțeleg acum anumite lucruri, cu unele am învățat să trăiesc așa, că e ok să nu înțeleg chiar totul și să mă încred că el îmi vrea binele. Cum zice în Ieremia, am planuri de pace pentru voi. Da, asta. Un viitor și o da. Nădejde. Nădejde, da. Apropo de faptul că ai încheiat un capitol foarte important, acela de al gimnasticii, și există, cum spuneai tu, viață după gimnastică. Da. Adică există un viitor și vara asta. Da. În viața de după gimnastică, să spun așa, a apărut credința, muzica, da. Faci parte dintr-un cor, da, în Sibiu. Vrei și carieră solo? Ai avut și două cântece, parcă. Solo. Eu mereu îmi spun așa, dacă Dumnezeu mi-a luat gimnastică, mi-a dat vocea ca să cânt. De un lucru, e un schimb echitabil. Așa îl consider. Zic, Doamne, îți mulțumesc că am așa un lucru de care îmi place să-l fac. Și asta ai descoperit după gimnastică, faptul că poți cânta? Da, după gimnastică îmi plăcea ideea de a cânta. Nu știam exact dacă chiar am voce sau nu, dar am continuat să cânt. Ai explorat. Așa mai... Da, da. Cu timpul vocea mea s-a dezvoltat și bineînțeles că mergând la biserică, acolo se cântă mult și așa am început să... No, și alții în jurul meu mi-au spus... vocea. Da, să-mi antrenez vocea ca în... No, orice lucru. Ai de gând ceva mai mult decât să fii în cor pe viitor? Să scrii texte? Ai scris la cântecele acelea care au devenit mai cunoscute. Da, a fost o melodie, dar... da, nu știu. Eu aștept să văd ce planifică Dumnezeu pentru mine. A fost un moment în care m-am gândit ce aș putea face în cadrul bisericii, cu ce pot să ajut. Și atunci am fost și în tabere și am mai și cântat, am... văd acum că m-am axat pe partea asta cu cântatul, cânt în corul Sanctus Pro Deo și îmi place când cânt cu corul, îmi place și când cânt solo, dar la momentul de față nu știu să spun care e viitorul și exact vreau să rămân cu corul sau vreau să cânt solo în continuare, nu știu. Vezi, aș fi vrut să te întreb... atunci când ai fost copil, ai avut un vis, ai fost un copil cu un vis, da, apoi un vis împlinit și acum ești un adult cu ce? Cu visele mele sunt la Dumnezeu. Da, îmi doresc, deci visul meu este că prin ceea ce fac să las un impact pozitiv în urma mea. Acum că este prin cântare, că este prin... la gimnastică, ca antrenor sau că trebuie să mai vorbesc cu anumite ocazii. Sper să fiu vrednică și e un exemplu bun pentru generația de copii sau generația care ne urmează. Și îmi vine în minte iarăși cuvântul, după cum ai vorbit acum, cuvântul perfecțiune. De data asta nu în performanța în domeniul gimnasticii, ci în impactul pozitiv de care spui, în modelul pozitiv pe care vrei să-l oferi. Nu te sperie ideea de perfecțiune din nou? Da, pe planul sigur, ăsta acum. Acum știu că nu există perfecțiune.
și sunt om și știu câte gafe fac. Știu că fac foarte multe lucruri care după aceea îmi pare rău. Acum, Biblia ne atenționează că nu, deci nu putem să fim perfecți. Și e greșit din partea mea să aștept lucrul ăsta. Singurul chiar care, și din partea ta, nu? Da. Singurul care a fost perfect a fost Domnul Iisus. Și important e să, nu, îmi pare rău să învăț din greșelile care au fost și să încerc să nu le mai repet pe viitor. Aproape ca în gimnastică, să te ridici dacă ai căzut. Da, sunt foarte multe analogii care se pot face din viața de sportiv cu viața de creștin. Da, să ne păstrăm credința, să, exact cum ai spus, dacă am căzut, ne ridicăm și cu credință în Dumnezeu mergem mai departe.